Conform unui comunicat al IDF, în timpul operațiunilor în fâșia Gaza, 3 teroriști au fost eliminați. IDF și ISA verifică posibilitatea ca unul dintre teroriști să fie Yahya Sinwar. În momentul redactării acestei informații, identitatea teroriștilor nu era confirmată 100%. Asupra presupusului Sinwar se găseau pașapoarte false și o sumă mare de bani. Conform primelor identificări medicale, 99% din informații se potrivesc cu profilul lui Sinwar. Premierul Netanyahu i-a cerut secretarului său militar să informeze familiile ostaticilor că nu au existat semne de vătămare a celor răpiți în timpul activităților militare curente. Dacă se confirmă moartea lui Sinwar, asistăm la o schimbare majoră în Gaza. Se știa că Sinwar se ascunde în tunelurile Hamas din fâșia Gaza și nu rămânea niciodată într-o singură locație prea mult timp. Evitând tehnologiile de comunicații, el se baza pe mesageri. Moartea lui Sinwar este surprinzătoare, deoarece nu a fost intenționată. Un tank a lansat un obuz către 3 teroriști Hamas aflați în apropierea coridorului Philadelphia, fără să știe că Sinwar se afla printre ei. Există informații că Sinwar urmărea să fugă din Gaza și este posibil să fi fost ucis în timp ce încerca să fugă. Guvernul italian a blocat toate noile acorduri de arme cu statul evreu, a declarat marți premierul italian Giorgia Meloni. După începerea operațiunilor militare israeliene în Gaza, guvernul a suspendat imediat toate noile licențe de export, a declarat liderul italian în timpul unei dezbateri în Senatul Italiei. Retorica Italiei față de statul evreu a devenit din ce în ce mai ostilă în ultimele săptămâni, timp în care trupele forțelor de apărare israeliene luptau cu teroriștii Hezbollah susținuți de Iran în sudul Libanului, în încercarea de a returna cei aproximativ 60.000 de civili israelieni strămutați în nordul țării. În discursul ei la Senat, Meloni a condamnat presupunsele atacuri israeliene asupra forțelor de menținere a păcii ONU în Liban, UNIFIL. Italia contribuie cu cel mai mare număr de soldați pentru UNIFIL din Europa, iar ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a declarat că acestea vor rămâne în regiune în ciuda escaladării. Șeful de stat major al IDF, generalul Herzi Halevi, l-a sunat pe omologul său, generalul Luciano Portolano, pentru a discuta despre situația de securitate din Liban și exploatarea de către Hezbollah a zonelor din jurul pozițiilor UNIFIL pentru activități teroriste împotriva statului Israel. La mai puțin de 20 de zile rămase până la alegeri, vicepreședinta Kamala Harris și fostul președinte Donald Trump încearcă din răzputeri să obțină cât mai multe voturi în statele cheie care pot conduce la câștigarea alegerilor din America. Kamala Harris a fost invitată miercuri la Fox News pentru primul ei interviu oficial pe acest post și, conform multor analiști de politică internă, candidata la prezidențială din partea Partidului Democrat nu s-a ridicat la așteptările celor indeciși. Gazda emisiunii a petrecut prima parte a interviului pe imigrație, insistând din nou și din nou asupra subiectului pentru a primi un răspuns concret. Harris a recunoscut evident: avem un sistem de imigrare stricat care trebuie reparat, dar a dat vina pe Trump pentru eșec, deși Kamala a fost parte din administrația Biden însărcinată tocmai cu această problemă a emigrației. Analistul politic șef David Brody de la CBN Faith Nation spune că, deși sondajele continuă să arate această cursă între Trump și Harris ca fiind destul de strânsă, el se așteaptă ca în următoarele zile Trump să se ridice în sondaje. Pe măsură ce se acumulează dovezi despre efectul negativ pe care ecranele telefonelor mobile îl pot avea asupra copiilor în ce privește învățarea, schimbările în politica educațională se accelerează și ele. Ungaria nu mai permite telefoanele mobile în școlile primare și gimnaziale. Finlanda acordă noi competențe profesorilor ca să interzică telefoanele la școală atunci când este necesar. Franța a elaborat un plan pentru a restricționa treptat dispozitivele pentru copii sub 15 ani. În Spania, guvernul vrea să facă posibilă utilizarea telefonului doar atunci când profesorul o cere, în cadrul unui proiect specific, în timp ce Belgia și-a implementat propriul plan de îmbunătățire a concentrării elevilor în timpul orelor de școală. Chiar dacă există numeroase efecte pozitive ale noilor tehnologii, trebuie mult discernământ. Damaris Garcia Medina, psiholog din Toledo, Spania, spune că rolul părinților este de neînlocuit. Ei sunt în ultimă instanță responsabili de dezvoltarea echilibrată a propriilor copii.